Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Coinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific, în totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Astăzi vă prezentăm penultimul episod al acestei serii de studiu biblic, Gânduri de încheiere. Pe tot parcursul acestui studiu am încercat să ne concentrăm asupra câtorva teme centrale. Vechiul Testament este istoria unei națiuni. Noul Testament este istoria unui om care s-a născut în acea națiune. Evenimentul central al istoriei este că însuși Creatorul a devenit om. Acest fapt este uluitor. El a murit ca să ne cumpere pe noi și este viu acum. Cel mai înalt privilegiu este de a-l cunoaște pe El, pe Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos, prin Duhul Sfânt. Acesta este subiectul Bibliei. Profeția este tema centrală a Bibliei. Potrivit experților în scriptură, sunt 8362 de versete profetice, cu 1817 profeții asupra a 737 de subiecte. De fapt, eu cred, spune Jack Misler, că întreaga scriptură este profetică a fi profetic înseamnă doar a prezice viitorul este faptul că Dumnezeu spune dinainte care este întregul său plan de răscumpărare midrașul evreiesc un comentariu extrem de venerat asupra vechiului testament subliniază faptul că profeția este un tipar nu doar o predicție cu cât înțelegi mai mult întregul, cu atât înțelegi mai bine felul în care fiecare incident, fiecare episod, se potrivește într-un program deliberat, întocmit atent de la început până la sfârșit. Vei descoperi că fiecare detaliu, chiar și numele de persoane și locuri, chiar subtilități ascunse sub textul însuși, toate evidențiază o concepție deliberată care provine dintr-o singură sursă. Și ceea ce face ca totul să fie extrem de interesant este faptul că sunt dovezi tot mai numeroase că ne îndreptăm spre acea culme finală. Din nou, spune Chuck Missler, te provoc să contrazici, dacă poți, această premiză greu de crezut. Noi trăim într-o perioadă despre care Biblia spune mai mult decât despre oricare altă perioadă anterioară a istoriei, inclusiv despre cea în care Domnul Isus Hristos a umblat pe țărmurile Galilei și a suit pe munții iudeii. Cum contrazice această declarație? Trebuie să faci două lucruri. Mai întâi, află ce spune Biblia despre aceste lucruri. În al doilea rând, află ce se întâmplă în lume. Nu vei afla aceste lucruri la știrile de seară. Folosește internetul, citește publicații independente și studiază presa străină. Făți temele cu multă grijă, pentru că semnele venirii Domnului Isus Hristos sunt peste tot. Profeția însă își urmărește mai multe teme. Este vorba de sigur despre Israel. Dacă vrei să știi unde ne aflăm în calendarul lui Dumnezeu, privește la Israel și mai specific la Ierusalim. Zaharia a prezis că întreaga lume va participa la războiul final pentru luarea Ierusalimului. Chiar și astăzi, lămpile ard târziu în noapte în toate capitalele majore a fiecărei țări cu relevanță internațională, pentru a încerca să înțeleagă ce este de făcut cu Ierusalimul. Dar toate încercările de a trata acest subiect vor eșua. Va fi osul în gâtul întregii lumii. Nu va fi pace în Ierusalim până când nu va veni Prințul Păcii, spune Chuck Misler. Templul va fi construit. Domnul Isus Hristos, Apostolul Pavel și Ioan au făcut cu toții referiri la acesta ca fiind construit la momentul întoarcerii lui Isus. Mai multe grupări acționează și sunt hotărâte să-l construiască în ciuda obstacolelor evidente. Apoi, orașul Babilon va fi restabilit. Fostul dictator irachian Saddam Hussein a început deja reconstrucția acestuia. Potrivit cu Isaia capitolele 13 și 14 și Ieremia 50 și 51, Babilonul trebuie să devină un centru major al puterii înainte de timpurile din urmă. Un alt lucru important este că Rusia va invada Orientul apropiat, spune Chuck Misler și se pare că acest lucru se află în orizontul nostru apropiat. China este o putere majoră. Profetul Isaia vorbește despre aceasta în capitolul 49 a cărții sale. Ioan face aluzie la aceasta în Cartea Apocalipsei. Este interesant că centrul puterii pe planeta Pământ a început în valea Mesopotamiei, a migrat dinspre Orientul apropiat spre vest, spre Grecia, apoi spre Roma. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, fragmente ale Imperiului Roman, națiunile din nordul Europei, danezii, englezii, spanioli, germanii, francezii, fiecare și-au avut zilele de măreție. Centrul puterii a continuat să meargă spre vest. Secolul XX a fost secolul american. Dar analiștii de astăzi recunosc că secolul XXI pare a fi secolul Asiei. Dar nu se va sfârși acolo. Acest centru al puterii va continua să migreze spre vest până când se va reîntoarce acolo de unde a început totul, atunci când Dumnezeu își va stabili Regatul Său în Ierusalim. Între timp, un superstat european se ridică la putere, în ciuda problemelor și a necazurilor din statele care îl alcătuiesc. Pericolul major ridicat de proliferarea armelor de distrugere în masă, atât nucleare cât și biochimice, și intensificarea terorismului internațional forțează ajungerea la o anumită formă de guvernare globală. Dar aceleași state ale Imperiului Roman, care s-au sfărmat în bucăți, așa cum descrie profetul Daniel, se unesc acum într-un Imperiu. Ceea ce lipsește astăzi este un lider, și poate că liderul final al lumii este deja pregătit, așteptând doar oportunitatea ca să apară pe scenă. Între timp, oamenii de pe întreg Pământul sunt atrași într-o religie ecumenică. Această religie compozită va cere toleranță în detrimentul adevărului. Deci, aceasta va fi de asemenea în slujba unui guvern centralizat, socialist, global, care va conduce omenirea în final spre tiranie. Care este inventarul nostru spiritual? Una dintre învățăturile clare ale Bibliei este că există o limită a răbdării lui Dumnezeu. Vine un moment în care El va trebui să-și apere dreptatea. După moartea lui Solomon, când Ieroboam a luat stăpânirea asupra Regatului de Nord și i-a dus în idolatrie, pentru un timp ei s-au bucurat de o prosperitate greu de imaginat. În mod clar, ei au considerat a fi perioada cea mai bună. Cu toate acestea, a fost o perioadă de idolatrie, nedreptate socială, violență și imoralitate. Ei au abandonat Cuvântul lui Dumnezeu în viața lor. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, a fost perioada cea mai rea. Ne reamintim de fraza de citatul de la începutul acestui studiu, și anume, a fost perioada cea mai bună și a fost perioada cea mai rea. Este un citat din Charles Dickens, Tale of Two Cities, povestea a două orașe. Dumnezeu l-a chemat pe profetul Osea să pronunțe judecata asupra Regatului de Nord. Osea a mers la ei și le-a spus, pentru că ați uitat moștenirea voastră și ați considerat că prosperitatea vă venea din altă parte și nu de la Dumnezeu care vă dădea? Dumnezeu are să vă judece, dându-vă pe mâna dușmanilor care vă vor distruge. Și așa au făcut. Paralela la situația noastră este șocantă. Noi am făcut la fel și ne-am părăsit moștenirea. În cea mai mare parte a lumii creștine se încearcă ștergerea valorilor creștine și a devotamentului pe care înaintașii noștri l-au avut față de adevăr și s-a ajuns până la a le șterge din manualele de școală ale copiilor, iar noi culegem deja aceeași furtună. Imoralitatea este subînțeleasă. În familii soțul și soția își schimbă partenerul de căsătorie, la fel cum se schimbă moda. Copiii care nu convin din punct de vedere social sunt omorâți. Industria de amuzament celebrează curvia, adulterul și orice aberație sexuală și formă de satanism imaginabilă. Noi am devenit principalii exportatori de lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Violența așteaptă în jurul școlilor și orașelor noastre. Multe biserici au devenit irelevante din punct de vedere social. Păgânismul și umanismul au devenit religia noastră oficială. Practicile oculte sunt în creștere și sunt predate în școlile noastre. Fostul președinte american Thomas Jefferson spunea: Tremur pentru patria mea când înțeleg că Dumnezeu este drept și că justiția lui nu va dormi pe vecie. Singurul lucru care ne poate salva este să ne întoarcem la Biblie și să-l punem pe Dumnezeu înapoi în școlile noastre, în viețile noastre, în mințile noastre și în inimile noastre. Robert Bork, în cartea Alunecând spre Gomora, spunea: Singurul lucru care poate salva o țară este o trezire, începând de la firul ierbii. La finalul acestui episod, răspunsul este să nu uităm vestea cea bună. Tu ai ceva mult mai bun decât urna de vot. Tu ai cămăruța pentru rugăciune. Ai o linie deschisă cu camera tronului universului, timp de 24 de ore pe zi. Și Dumnezeu este nerăbdător să te audă. Dacă ți pasă de copiii și de nepoții tăi, dacă ți pasă de părinții tăi, de soția de soțul tău, așează-te pe genunchi în rugăciune și cerei lui Dumnezeu ca în mila sa să aducă o trezire spirituală radicală. Și trebuie să înceapă cu persoana pe care o vedem în oglindă în fiecare dimineață. Noi suntem în posesia unui mesaj dintr-o sursă din afara planetei. Aceasta ne înfățișează ca fiind obiectul unui război nevăzut, în care noi suntem atât pioni, cât și premiul. Destinul nostru etern depinde de relația pe care o avem cu învingătorul absolut al acestei bătălii cosmice, Domnul Isus Hristos. Unde te afli tu personal în relația cu El? Aceasta este întrebarea reală. Care este relația ta personală cu Domnul? Cel viu. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vă invităm să ascultați ultimul episod din această serie de studiu biblic. Temele din ultimul episod vor fi Cum studiem Biblia și Tema principală a Bibliei: Isus Hristos, Împăratul. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Misler de la Coinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.